Președintele Igor Dodon consideră că problema transnistriană va fi în curând soluționată politic. El a subliniat că Transnistria face parte din Republica Moldova. Aceasta nu este doar poziția Chișinăului. Aceasta este poziția tuturor, inclusiv a Moscovei, a precizat președintele. Conducerea Federației Ruse a spus întotdeauna, la toate nivelurile, că Transnistria face parte din Moldova. Pentru integrarea politică este necesar să fie determinat statutul acestei regiuni. Am avut ocazia să rezolvăm această problemă în 2003. Am în vedere așa numitul plan COSAC, însă conducerea Republicii Moldova nu a vrut să semneze atunci acordul deja pregătit. În orice caz, noi vom obține reglementare politică. În spațiul post-sovietic, problema transnistreană este cea mai apropiată de a fi soluționată, a subliniat Dodon. Potrivit lui, Transnistria nu poate supraviețui fără Moldova, deoarece este strânsă între Ucraina și Moldova. Iar după Moldova este deja NATO, România. Dacă cineva crede că Republica Moldova va merge pe propria cale, iar Transnistria pe calea sa, atunci aceasta nu se va întâmpla niciodată. Suntem în aceeași barcă. Dacă această barcă se va răsturna, va fi rău pentru toți. Cineva speră că Transnistria va avea independență sau statut de subiect al Federației Ruse, dar acest lucru este imposibil pentru că nici Ucraina, nici Republica Moldova nu vor accepta acest lucru, a spus președintele. El a menționat că administrația prezidențială are propria viziune asupra soluționării politice a problemei transnistrene, dar este prea de vreme de a discuta public acest lucru. Astfel de lucruri pot fi discutate după ce va fi elaborată o poziție comună în această chestiune la ne-o consideră președintele Republicii Moldova. În prevința operațiunii de pacificare pe malurile Nistrului, el a declarat că în cei 26 de ani pacificatorii s-au descurcat cu sarcina lor. Aceasta este o misiune de succes și trebuie continuată, a spus Dodon. Potrivit lui, problema retragerii grupului operativ al trupelor ruse din Moldova va fi rezolvat în procesul de reintegrare. În opinia sa, viitorul Moldovii și al Transnistriei este posibil numai împreună. Împreună vom fi mai puternici. Avem deja o bună ancoră a statalității Moldovenește aceasta este Gagauzia. Și sunt sigur că soluționarea problemei transnistrene va întări statalitatea moldovenească. Moldova nu va adera la niciun fel de NATO după aceea, niciodată. Și acest lucru este convenabil și transnistriei. Și sunt convins că majoritatea oamenilor de acolo vor să iasă din linia neagră a a spus Doton.